Accidentul a avut loc pe un drum din satul Crâmpotani, comuna Merișani. Câțiva tineri au sunat la 112 și au anunțat că o mașină este căzută în albia unui pârâu, la aproximativ 5 metri adâncime. Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, ambulanța și poliția au ajuns la locul indicat. Era pe 20 de mașini, era mai acolo, că mai acolo, partea mai da. Și am văzut că s-a oprit unii, dar eu n-am știut și venit și mie peste noi. Au văzut că e o mașină căută. Cum? Pompierii au coborât cu scările în albia pârâului și au deschis mașina, însă nu au găsit pe nimeni în interior. Am fost solicitat să intervenim la un accident rutier produs pe raza localității Merișani din județul Argeș. La locul evenimentului s-a constatat că un autoturism a părăsit partea carosabilă, acesta plonjând într-un șanț adânc de aproximativ 4,5 metri. No. În interior autoturismului, la momentul sosirii echipajelor, nu se afla nimeni în interior. Polițiștii l-au identificat pe proprietar după numărul mașinii și au fost acasă la acesta. Bărbatul spune că mașina era la fiul lui. Acesta este căutat de poliție.